Dan Alexa și Ionuț Popa s-au întâlnit până acum de 5 ori. Dan Alexa are un palmares pozitiv în fața adversarului său din această seară. Are 2 victorii față de doar una a lui Ionuț Popa. Alte 2 partide s-au încheiat la egalitate. A început această confruntare cu prima poziție a Concordiei pierdută, însă Vasile Gheorghe recuperează, joacă la mijloc cu Deaconu. Deaconu, un jucător cu un parcurs foarte interesant. Țigănașul cu încă o centrare pe prima bară. Înșelătoare această fază fixă. A apărut acolo Melinte. Cam scăpat din marcaj Melinte. S-a retras din nou foarte mult Concordia. Centrarea lui Țigănașu! Ce ocazie, ce șansă aici pentru Artean. A apărut acolo foarte bine la finalizare. Fără marcaj, iată Artean. Centrare ideală pentru mijlocașul timișorenilor. Straton. Oh, ce greșeală, Cristescu! Încearcă șutul, însă e o execuție complet ratată. Poate mult mai mult de atât Cristescu. Riscant ceea ce face Straton. Șutul nu e nici măcar pe aproape. Întâlnire între cele 2 echipe în 2017. Centrarea lui Munteanu, gol! Bârnoi înscrie din centrarea lui Munteanu în minutul 50. Din nou statică defensiva Concordiei. Bârnoi deschide scorul, iată, după o fază destul de simplă. Iată, însă, ce rarefiată este apărarea Concordiei. Om pe om acolo. Iar Bârnoi marchează primul său gol din carieră. La 19 ani. La acea centrare. Deaconu execută o centrare bună! Apariția lui Tipurici foarte aproape să egaleze repede Concordia Chiajna. Straton mulțumește divinității pentru faptul că Tipurici nu a avut precizie la această lovitură de cap. Foarte bună centrarea lui Deaconu. Nu e Hens. Șolici! Intervenția lui Bălgrădean. Apoi fault în atac al lui Munteanu, pentru care cred că va vedea și cartonașul galben. Da, are războiul lui Munteanu cu Bucurică. Bine, frustrante și simulările lui Bucurică, dar nu trebuie să-ți faci dreptate pe teren așa. Excelent șutul lui Șolici cu piciorul stâng. E primul avertisment, iată, al acestei partide. A fost un joc curat. În fine, exasperante aceste dramatizări și simulări ale lui Bucurică. Centrare destul de bună, Cristescu! Mingea rămâne în careu, se ciocnesc acolo Straton și, dacă am văzut bine, Melinte.
Bună din nou centrarea lui Deaconu. Foarte bune aceste centrări. Nu e la prima în această partidă. Și ai pus și schimbările, Dan Alexa. Centrare și Cristescu! Oh, ce ratare! N-a fost... Ba da, Cristescu cred că a reluat sau Dupuricia, să vedem. Da, Cristescu. Cristescu este cel care reia cu capul. O, ce aproape a trecut. Încă o ocazie. Până la urmă, la capitolul ocazie, a echilibrat Concordia Chiajna în această repriză secundă, dar Timișoara a fost ceva mai pragmatică, ceva mai eficientă. Iată și intră Antonio Biancioni. Să vedem centrarea tot pe prima bară. Încă un corner. Cred că va mai lăsa Sebastian Colțescu și această lovitură de la colț. Același Deaconu. Ceva mai lung acum. Sare Bălgrădean, iată. Și aici se încheie această partidă, victorie muncită a Timișoarei, care, spuneam, arăta destul de bine. Golul a fost marcat în minutul 50 de Bârnoi. Rămâneți alături de noi. Vom avea imediat reacție aici la Digi Sport, de aici, de la Chiajna, la Digi Sport special. Iar de la ora 21 începe partida de la Ploiești dintre Juventus și Dinamo. Atât de la Chiajna. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai frumoasă în continuare.